Un accident groaznic s-a produs în cartierul Oradean, Episcopia. Un tânăr în vârstă de 25 de ani din Sudan, care a încercat să urce în tren din mers, a căzut sub vehiculul care i-a tăiat o mână și un picior. Conform mesajul.ro, informația a fost sesizată cotidianului ebihoreanul.ro de un martor și confirmată de surse oficiale. Din câte se pare, bărbatul încerca să urce în tren pentru a trece ilegal în Ungaria. Nu era singur. Un alt bărbat care era alături de el nu a apucat să urce în tren și nu a fost rănit. Totuși, el va trebui să dea explicații anchetatorilor pentru cele întâmplate. Potrivit purtătorului de cuvânt al poliției Bihor, comisar șef Alina Fărcuța, accidentul s-a produs în jurul orei 22, când polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Bihor, postul de poliție transporturi feroviare Oradea, au fost sesizați prin 112 de producerea evenimentului. Totul s-a petrecut în zona depoului de locomotive CFR, în proximitatea podului care traversează calea ferată. Polițiștii orădeni de la transporturi s-au deplasat cu operativitate la fața locului, iar din investigațiile efectuate au constatat că la ieșirea din stația CFR Oradea spre Episcopia Bihor, paralel cu strada Bihorului, la intrarea în depou, o persoană a fost accidentată de un tren de marfă care circula pe direcția Oradea Est, Valea lui Mihai. Din verificările efectuate de polițiștii de la transporturi, a reieșit că în momentul în care a fost accidentat, bărbatul ar fi încercat să urce din mers în trenul respectiv, în timp ce acesta se afla în mișcare, a mai arătat Alina Fărcuța. Bărbatul a fost transportat la unitatea de primire a urgențelor de la Spitalul Județean Oradea pentru îngrijiri și ulterior operat. Polițiștii de la transporturi continuă ancheta în caz sub supravegherea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Oradea, relatează mesajul.ro.